Un nou focar COVID-19 a fost înregistrat în satul Băriceni din raionul Soroca, în centru de plasament pentru persoane cu dizabilități mentale. Potrivit ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în izolatorul centrului de plasament sunt 13 persoane care sunt sub supraveghere medicală. Astăzi au fost prelevate 100 de probe de la 96 de beneficiari și 4 angajați ai instituției. În total, în instituție sunt 382 de beneficiari și 214 angajați. Pe data de 9 mai au fost înregistrate 4 cazuri de COVID-19, 3 cazuri fiind din rândul angajaților, un caz de COVID fiind înregistrat în rândul beneficiarilor. La moment, în izolatorul centrului de plasament sunt 13 persoane care sunt sub supravegherea nemijlocită a personalului din cadrul instituției vizate. Astăzi au fost prelevate 100 de probe, 96 de beneficiari și, în cazul la 4, angajați din cadrul instituției respective. Mâine vom veni deja cu actualizarea datelor. Totodată au fost determinate niște măsuri restrictive în contextul prevenirii și controlului COVID-19 în cadrul instituției vizate, ține atât de triajul în rândul angajaților, inclusiv și cu referire la beneficiari. Vorbim de niște măsuri mai riguroase sub aspectul organizării turilor angajaților din cadrul instituțiilor rezidențiale, inclusiv și în cadrul instituției vizate, stabilirea contactelor celor care au fost confirmați cu COVID-19 și sigur că izolarea acestora, organizarea activităților de dezinfectare, igienizare în cadrul instituției, dar și alte un șir de măsuri care sunt determinate în cadrul planului de măsuri antiepidemice care au fost prescrise de către lucrătorii medicali specialiști în domeniu. Dacă e să fac o referire vis-a-vis de numărul total de beneficiari în cadrul instituției vizate, este vorba de 382 de beneficiari și 214 angajați. Sigur că riscul este extrem de mare și în cazurile respective, măsurile care sunt întreprinse sunt determinate pentru a minimiza numărul persoanelor care pot fi infectate cu COVID-19. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a mai menționat că riscul infecției este în continuare unul destul de mare. De aceea, oamenii trebuie să manifeste prudență. Înțeleg că durata situației pandemice este extrem de lungă și este o primă experiență și sperăm să fie și ultima pentru Republica Moldova și foarte mulți dintre cetățeni au manifestat responsabilitate și au respectat întocmai toate acele măsuri restrictive care au fost impuse, dar riscul este mare în continuare. Cazuri noi avem înregistrate, contacți avem mulți, cu regret avem și focare, deci cum va evolua situația epidemiologică în Republica Moldova, depinde de fiecare din noi, de comportamentul nostru și în dependență de aceasta depinde foarte mult cum va face față și sistemul medical în continuare acestei situații epidemiologice și de faptul când se vor relaxa, în sensul deplin al cuvântului, și medicii care la momentul actual sunt pe prima linie. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Pe parcursul zilei de astăzi, 11 mai, în țară s-au înregistrat 68 de cazuri noi de îmbolnăvire. 7 oameni au decedat astăzi, astfel numărul deceselor de la declanșarea epidemiei este de 176, iar cifra persoanelor tratate se ridică la 1980.